În ultimele zile, pe drumul național 5 s-au format cozi de tiruri, fie din cauza restricțiilor autorităților bulgare, ori din cauza lucrărilor de pe podul Prieteniei. Cei care au de suferit sunt șoferii automarfarelor, care sunt nevoiți să aștepte chiar și 12 ore. Nemulțumirile acestora sunt legate de faptul că nimeni nu le oferă nicio informație. Cât timp așteptați? 3 ore și o. Vi s-a spus motivul? Nu, a zis că nu știe nici, că am întrebat organul de poliție și a zis că nu știe nici care e motivul, a zis că nu se lucrează în bani. La vecini nu știu cumva. Asta e tot ce știu. Și stăm în continuare, că asta e așa, aștept în continuare. Unde trebuie să ajungeți? Până în Bulgaria, la Rusia. La ora 7:45 m-am oprit aici. Vi s-a spus pentru ce aștepta? Nu. Ne-a oprit poliția acolo și a zis că nu ne lasă prin oraș. Până la urmă ne-a dat drumul, că m-am oprit chiar la 8 km de Giurgiu. Acolo m-am oprit. Am înțeles că se lucrează la pod, nu știu. Unde trebuia să ajungeți? Eu trebuie să ajung aici, în Rusia, să încarc un utilaj. Nu știu dacă mai reușesc azi. După cum se vede, telefoane la greu. Unde sunt? Să aici, ce să fac? Se lucrează greu la bulgari. Unde trebuia să ajungeți? La Rusia doar. Nu, lucrează greu, se lucrează la pod, habar n-am. Cum nu ar fi fost de ajuns, autoritățile de frontieră bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu prin intermediul punctului de contact Giurgiu că începând cu data de 28.04.2016 ora 17 până pe data de 2.05.2016 ora 17 pe teritoriul Bulgariei va fi restricționată circulația tuturor automarfarelor pe ruta Rusebiala și pe întreg traseul drumului european E85. Această măsură a fost luată de către autoritățile bulgare pentru a facilita deplasarea autoturismelor în perioada sărbătorilor pascale. Pentru a nu se confrunta cu ambuteiaje, Poliția de Frontieră Giurgiu adopta măsuri de fluidizare a traficului. Pentru evitarea aglomerărilor, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a luat toate măsurile necesare, astfel încât traficul de persoane și autovehicule prin punctele de frontieră să se desfășoare în condiții normale. Au fost dispuse măsuri organizatorice de suplimentare a personalului repartizat la controlul documentelor, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, în funcție de dinamica valorilor de trafic. De asemenea, vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieșire sau intrare în țară, după caz, în limita configurației și a infrastructurii punctelor de trecere a frontierei. În același timp, au fost dispuse măsurile necesare pentru o supraveghere sporită a frontierei de stat, respectiv prevenirea și combaterea migrației ilegale și a contrabandei cu bunuri de larg consum în punctele de trecere a frontierei și în zona de competență. O veste bună pentru șofer vine însă din partea Companiei Naționale de Drumuri. Instituția a emis un comunicat de presă care anunță participanții la trafic că în perioada cuprinsă între 28.04.2016 ora 20 și 5.05.2016, circulația rutieră pe podul de la Giurgiu situat pe DN5 se va desfășura în condiții normale pe ambele benzi de circulație aferente podului.